Continuă emisiunea Dale Buzoianului. Vorbim cu domnul Constantin Ionescu, este consilier local PNL. Domnul Ionescu, vorbeam despre proiectele dumneavoastră și despre cel cu probele fizice pentru poliția locală. Nu ne-a spus ce pățesc cei care nu vor trece probele fizice? Deci, repet, se pare că, bine, nu la dumneavoastră, dar au fost semnale că, domnule, e o nenorocire proba sportivă. Nu este o nenorocire, repet, sunt pe categorii de vârstă, sunt anumite lucruri pe care toată lumea le poate face și menții o formă fizică și constantă și corectă și o ținută și o prestanță până la urmă. Ce s-a întâmplat cu polițistul local din parcul Marghiloman, când un berbedeu a fost lovit, n-a putut să se apere, dar trebuie să ai o pregătire fizică, pentru că te expui unor pericoli, te expui unor riscuri, că e zi, că e noapte, sunt fel de fel de lucruri cu care te confrunți și atunci tonusul, pregătirea fizică trebuie să primeze, nu? Mai ales că sunt perioade de când te-ai angajat în poliția locală, trecând ani, nu mai ești apt din punct de vedere medical, poți trece pe un alt post, sunt anumite lucruri care le poți depista din timp și nu ajungi în situații neplăcute. Nu sunt lucruri și cei care nu ratează, să spun, o anumită probă sportivă 90 de zile să pregătești și o pot repeta, absolut, nu există niciun capăt de țară că nu va pierde un loc de muncă, dar până la urmă trebuie să faci și ceva, pentru că vorbim de un post de siguranță, de implicare în securitatea cetățeanului, un post în zona publică. Vorbim de lucruri, nu de o muncă la birou, ci sunt oameni expuși pe stradă, sunt oameni care se întâlnesc cu fel de fel de, se pot întâlni cu fel de fel de probleme, pericole, situații neprevăzute care trebuie să reacționezi. Ce stai să te omoare ăla pe stradă sau să dea în tine și tu stai să te uiți la el, ce să faci? Ce se mai întâmplă vineri? Ce proiecte mai sunt pe ordinea de zi, știți? Da, există... Sunt două proiecte de hotărâri la care noi nu vom vota, încă două proiecte în care se alocă suma de 1.300.000.000 și suma și un alt proiect de hotărâri 400 de milioane pentru firme, case de avocatură în procese pe care le primăria și pe care trebuie să le apere în instanță. Cu aceste două sume se ajunge la aproape 10 miliarde cu celelalte proiecte de hotărâri de anul trecut. Până la acest moment nici nu am primit o informare pe ce s-au cheltuit banii, ce procese în instanță au fost reprezentate, care este stadiul proceselor în instanță, câte a pierdut, câte a câștigat, ce s-a întâmplat, pe ce au fost cheltuiți banii, vorbim de 10 miliarde de lei. Da. Începe și Drăgaica, este un proiect de hotărâre în care se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Drăgăicii pe anul acesta. O să avem acolo și discuții și amendamente și propuneri vis-a-vis de acest proiect de hotărâre în ședința de Consiliu Local. Ce amendamente veți avea dumneavoastră sau propuneri? Că aveți experiența deja a Drăgăicii de anul trecut, cam așa va fi și anul acesta, nu? Da, o să vedem vineri, încă nu m-am uitat, am parcurs exact tot regulamentul, să-mi notez exact toate anumite lucruri pe care doresc să le menționez și să le ridic în ședința de Consiliu. Sigur, lucruri din punct de vedere funcțional și propuneri pentru a îmbunătăți activitatea, nu neapărat de a fi împotrivă, că nu asta este interesul nimănui până la urmă. Atestări de teren, ori o serie de lucruri din punct de vedere urbanistic. Cetățeanul anului a fost nominalizat, există o nominalizare pentru anul 2017, domnul profesor, inginer, preot Costel Vânătoru. Felicitări dânsului, chiar merită. Este exact, unul dintre oamenii exact. Care au făcut ceva pentru Buzău. Pentru Buzău, în general, și pentru comunitate, țară, da? Stațiunea legumicolă cu tot ceea ce înseamnă. Am fost și eu și am luat niște răsaduri de acolo. E o bucurie când vezi că oamenii stau la rând să-și cumpere răsaduri de orice fel, că sunt roșii, că sunt castraveți, că sunt de vinete, dar e bucurie că oamenii sunt interesați să cumpere de acolo, sunt oamenii interesați să producă alimente, legume din răsaduri produse aici și prin producție proprie, este o bucurie că într-adevăr ceea ce înseamnă că se dezvoltă și... Și oamenii știu că primesc exact calitatea pe care și-o dacă doresc. Dacă îți dă eticheta acolo și spune că e roșie, cum era pe roșie vreme, e, nu? De roșie inimă de bou altceva. Sau roșie șerii sau roșie de anumit soi, știi că în momentul în care ai pus-o în pământ iese exact ce ți-am spus că ai cumpărat de acolo. Și Da. Buzăul se va mândri cu omul anului, domnul Costel Vânătoru. Da, într-adevăr, este o persoană care, până la urmă, eu l-am susținut să facă parte din Consiliul de Administrație de la Piețe, Târguri și Oboare. Mă bucur că este o persoană activă și un om implicat în meseria dumnealui. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm.
Să rămână. Bună seara, domnule Enescu. Bună seara. Aș dori să vă fac o propunere, mai bine zis, sau dumneavoastră, poate ați văzut că poate vă ne mulțumește și pe dumneavoastră că prea trec repede așa până în Consiliul Local, până astea, deci se aprobă tot cu domnul primar ce zice, aia este la unison, așa știți, Consiliul ăsta local. Eu nu sunt la unison, din păcate. Nu, stați puțin. Ca să, am înțeles. Unde vreau să ajung? Deci cred că dumneavoastră ați fi mai în măsură, că sunteți mai aproape așa de, și de cei senatori, deputați, să schimbe legea asta, știți dumneavoastră, cu consilierii locali, care dacă nu votează cu domnul primar, știți dumneavoastră. Nu, nu. Nu știu dacă se poate modifica legea. Este chiar m-a făcut să la legea fiecare electorală se referă. Nu, dar fiecare votează cum crede și cum dorește în Consiliul Local. Acum, nu există o lege care este o lege, nu? Ceea ce spunea e o lege lui, nescrisă. Da, e o lege nescrisă. Știe, domnul Ionescu, despre ce e vorba. Știe. Adică, ca să poată fi și până la urmă, chiar dacă eu sunt de-al primarului, care e problema? Nicio problemă. Deci, să pot să fiu și eu acolo, domnul primar, unul de acolo cu ce zi mea ta. Dar știți ce face? Să uită un pic așa că orici la tine și ce vezi a doua oară, nu știu dacă s-ar putea să-ți restați prin un politic și nu mai vin pe aici. L-ați văzut dumneavoastră cum se uită așa? Păi nu, e vorba de alt primar, neapărat domnul Toma. E vorba în general de primari și deci, de ce se întâmplă în consiliile locale. Eu atât am avut de spus. Deci e ceva, să știți, e destul de important ce vă spun. Eu știu că poate ei au zis ca să meargă totul mai repede, ca primarul să-și pună în plan ce are de făcut, să nu-l mai împiedice consilierii pe undeva. Dar totuși au și ei un anume rol acolo. Clar. Deci ar trebui să Există un anumit rol și există un anumit rol. Da, dar să știți că sunt primari care sunt foarte obtuzi. Eu vă spun că am avut ocazie să stau de vorbă și am avut ocazie și așa și nu prea ascultă. Domnule, faci ce spune dacă vrei, dacă nu stai acolo, știi? De-aia, din acest motiv există alegeri atunci când se aleg primarii. Îi alegem pe cei mai buni sau așa ar trebui. Vă mulțumesc pentru intervenție. Da, mulțumesc. Sănătate, o seară bună vă doresc. Bună seara. Spune un telespectator, domnule Ionescu, în parcul de lângă primărie, multe dintre coșurile de gunoi au fundul spart. Pun gunoiul și cade jos, spune telespectatorul. O să se sizez rerul să le schimbe. De asemenea, spune cineva, ar trebui să fie măturate străzile noaptea. De ce nu se întâmplă? Multe străzi nu mai sunt măturate. Vorbeam de curățenie de primăvară care n-a mai existat. Se termină primăvara acum și nu mai o fi poate fi de făcută, vară. Nu? Curățenie de primăvară. De va vară. Fi de vară, știți dumneavoastră? Probabil că mai trebuie. Greu atunci cu praful, cu canicula, cu... mai ales dacă nu sunt măturate străzile, nu sunt spălate. Ați văzut ce se întâmplă când sunt furtuni de praf, de când bate vântul. Vă întreabă cineva, domnule Ionescu, dacă mergeți mâine la defilare și dacă ați trecut pe celebra trecere de pietoni zilele trecute. O să merg. Cred mâine trecere de pietoni. Și dacă da, unde ați ajuns, întreabă telespectatorul. Bănuiesc. Cum dacă ați trecut pe trecerea de pietoni, unde ați ajuns? Nu, n-am traversat pe trecerea de pietoni. Am văzut și eu că s-a greșit acolo, a fost corectată. Sigur, nu vina muncitorului, celui care a făcut. Până la urmă, celui care a coordonat și a dirijat lucrarea respectivă. Trebuia să-și dea seama până s-a apucat să dea cu vopsea pe trecerea de pietoni. Iar mâine veți fi prezent acolo, da, nu? Sigur, ați primit invitația? Sigur. Face ceva și dacă cât mai nu primeam, repede... mă duceam, pentru că până la urmă este o zi a eroilor, e o zi a tuturor, nu neapărat trebuie să fii invitat. E adevărat. Face ceva cât mai repede și opri circulația în parcul Crâng, spune un telespectator. Păi eu fac, nu este posibil ca autoturismele să circule în parc, așa ceva este strigător la cer și este o bătaie de joc la adresa buzoienilor. Probabil că vor să introducă și o linie de autobuz până la Obelisc. Un trenuleț, tramvai. Sau o caleașcă. Sau o caleașcă, ar fi potrivită pentru trenul. Nu râdem, dar probabil că n-am prins vremurile alea cum nu le-ați prins nici dumneavoastră, dar sunt oameni care probabil le-au prins, sau dacă mai sunt în viață, pe acele alei care făceau legătura, da, circulau calești pe vremuri, nu circulau autoturism. Dar cred că nu v-ați împotrivi, nu? Dacă locul mașinilor ar introduce o caleașcă. Nu, că la Viena se circulă și în mijlocul orașului. Ar fi minunat. Dar pe lângă ce se întâmplă la Obelisc, acolo ați văzut tot felul de
jucării și de comedii și de magazinașe, nu cred că ar fi în același ton să vedem o caleașcă trasă de cai. Credeți că s-ar potrivi? De trasă de cai? Talciocul din mijlocul crângului cu imaginea aceea? Acum depinde de gustul fiecăruia, cum organizează. Dar dumneavoastră vă place cum arată Parcul Crâng? Când l-am făcut eu, da, din cauza nu, asta acum, m-am și implicat. Nu, când l-ați făcut dumneavoastră. Da. Acum vă place? Doamne, îmi place. Din păcate, Parcul Crâng, mai sunt o serie de lucrări la care trebuie intervenit din punct de vedere al frumusețării și al îmbunătățirii aspectului Parcului Crâng. A, că vorbim de magazin de tarabe sau ce spuneți dumneavoastră, în regulă, pot dispărea, da? Dar, din păcate, nu au s-a mai continuat. Lor, până la urmă, nu s-a mai continuat acel proiect peisagistic de înfrumusețare al Parcului Crâng, da? Exista acel ceas florar, acea dată cu flori în fața leului acolo, văd că nu mai funcționează și o serie de lucruri de finețe care pot atrage în ce de la primărie, de domnule Ionescu, spun că vor fi făcute toate acum după Ziua Eroilor, începe lucrul în parcurile din municipiu, vom avea și o pistă de biciclete care va uni toate cele trei parcuri, probabil până la finalul mandatului. Foarte bine. Foarte bine. Pista de biciclete de pe Calea Eroilor vă place? Ați urca pe bicicletă să mergeți pe acolo? Sau ar fi distanța prea mică? Păi, în primul rând, studiul de fezabilitate care a fost aprobat în Consiliul Local trebuia să existe din acel studiu și pentru banii care au fost cheltuiți o pistă de bicicleti de 1,1 km. Așa a fost aprobat o sumă de aproape 400, în jur de 400 de mii de euro. Și da? Cât are pista? Nu are mai mult de 300 de metri. 300 de metri? Da, păi de la colț de aici până la stația de Peco. Asta înseamnă că trebuie să fie prelungită, dacă nu s-a încălcat studiul de fezabilitate. Bineînțeles, da. Măcar atât trebuia să fie făcută cât, pentru cât au fost cheltuiți banii. O să urmărim ce se va întâmpla și acolo. Eu vă mulțumesc pentru prezență, domnule Ionescu. Și eu mulțumesc cu mare plăcere și oricând. Și vă așteptăm și în săptămânile următoare pentru a vedea ce se întâmplă cu proiectele pe care le aveți pe ordinea de zi vineri. Vă mulțumesc încă o dată, sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, vă doresc, la revedere!